Într-unul dintre cele mai circulate puncte ale capitalei, în Piața Victoriei, se află un obiectiv pe care cu greu îl poți ignora, deoarece simbolul amplasat la intrare îți oferă nu doar un indiciu, ci și o invitație la o călătorie prin diverse habitate din țară și din lume. Muzeul este un loc extrem de iubit și extrem de vizitat, atât de cei mari cât și de cei mici. Nu este un secret pentru că specia umană are o trăsătură care a fost descrisă de unul dintre marii savanți contemporani, și anume Wilson, și a denumit-o biofilie. Adică omul este atras de tot ce înseamnă legătura lui cu natura. Pășind în acest muzeu, practic te redescoperi și îți redescoperi aceste legături profunde cu lumea vie. Muzeul reprezintă o oază de cunoaștere, o oază de cunoaștere a naturii în mijlocul unui oraș agitat, din ce în ce mai văduvit de spații verzi, din ce în ce mai văduvit de locuri în care poți observa natura. Cel mai mare și mai cunoscut muzeu de istorie naturală din București și din țară poartă numele celui care își propunea încă din 1893 să facă un muzeu demn de capitala țării, conștient de însemnătatea istoriei naturale și a educației poporului. Instituția în care ne aflăm și-a confundat viața vreme de peste 50 de ani cu viața lui Grigore Antipa. El este cel care a adus muzeul la gradul de dezvoltare, astfel încât regele Carol I spunea că este cel mai mare și cel mai frumos muzeu din Orientul Europei. Antipa s-a preocupat constant de îmbogățirea colecțiilor, fie că era vorba de donații, fie că era vorba de colectare științifică. Este cel care a pus bazele colecțiilor științifice, care a organizat muzeul în expunere publică și în colecții științifice. Peste 110 ani de existență a muzeului din Chiselef, numărul 1, reprezintă nu doar o pagină de istorie naturală, ci de istorie a României, pentru care și-au conjugat eforturile mari personalități, de la arhitecți până la oameni de știință și chiar familia regală, ce în 1908 inaugurau noul și marele muzeu. La 24 mai 1908 reușește să inaugureze această clădire. În 1914 are loc o a doua inaugurare, pentru că reușește să-l termine, practic, și atunci muzeul își schimbă numele din Muzeu de Zoologie în Muzeu de Istorie Naturală, pentru că este un muzeu complet, care cuprinde atât parte de zoologie, parte de etnografie, de paleontologie. Practic atunci Antipa, în 1914, în luna iunie, reușește să-și vadă un vis împlinit, și anume să vadă muzeul închegat. Sub conducerea lui Grigore Antipa, timp de 51 de ani, muzeul își dezvoltă continuu patrimoniul, ajungând până în prezent la o colecție de peste 2 milioane de piese, grupate în diferite colecții, zoologice, paleontologice, de minerale și roci și etnografice. Muzeul este organizat pe 3 etaje și începe printr-o călătorie în toate ecosistemele și zonele biogeografice, regiunile biogeografice ale României. Suntem o țară foarte bogată în biodiversitate, foarte bogată în regiuni biogeografice. Astfel încât demisolul muzeului nostru propune această călătorie, pornind de la Marea Neagră, trecând prin Delta Dunării, ajungând pe culmile munților Carpați, prin pădurile noastre, cunoaștem fiecare dintre speciile care suntem norocoși, zic eu, mai populează încă teritoriul țării noastre. Ajungând la parterul muzeului, facem cunoștință cu fauna lumii, cu fauna mondială. Fie că este vorba de abisurile mărilor și oceanelor, fie că este vorba de Antarctica sau Arctica, fie că este vorba de faune de mult apuse, și aici mă refer chiar la Deinotherium gigantissimum, vedeta din spatele meu, care este un strămoș al elefantului, și vreau să vă spun că este cea mai prețioasă dintre piesele muzeului Antipa, pentru că este holotipul speciei, este exemplarul după care specia a fost denumită pentru știință în 1892 de către Gregoriu Ștefănescu, unul dintre directorii muzeului, pe când muzeul se afla la universitate. Iar la etaj sunt prezentări tematice
fie că este vorba de mineralogie, fie că este vorba de paleontologie, o prezentare mult mai complexă a paleontologiei, fie că este vorba de lumea insectelor, care este extrem de interesantă și cei mici sunt fascinați de sala insectelor. Pentru că apoi să ajungem în sectorul de antropologie și etnografie și de anatomia omului, la fel, extrem de important pentru cei mici, pentru că au posibilitatea să cunoască anatomia propriei noastre specii. Plimbarea continuă în jurul lumii, permițând astfel o călătorie prin diverse și spectaculoase habitate naturale de pe glob. Așadar, dacă o plimbare în jurul lumii părea doar un vis până nu demult, acum puteți călători senzorial printr-o simplă și edificatoare vizită la cel mai mare muzeu de istorie naturală de la noi din țară.